Un carambol în care au fost implicate 10 mașini a avut loc astăzi pe autostrada A1 în apropiere de granița cu Ungaria. Timp de câteva ore autostrada a fost închisă, iar traficul a fost deviat spre DN7, vechiul drum care duce spre Vama Nădlac. Totul s-a întâmplat din cauza unui șofer de tir care a oprit brusc pe banda 1. Din cauza aceții, mașinile care veneau din spate s-au ciocnit unele de altele. Accidentul a avut loc pe autostrada care leagă Aradul de Nădlac puțin după ora 11. Șoferul unui autoturism nu a văzut la timp că un tir a frânat brusc în fața lui și aproape că a intrat sub el. Toate celelalte mașini care veneau din spate s-au ciocnit în lanț. În total, 10 autoturisme au fost implicate în impact. Veneam în coloană în spate, a fost un tir oprit, a pus unul frână, am încercat să-l evit și să trec pe lângă camion, că banda a doua era liberă, dar m-a răsucit și m-a aruncat în colțul vagonului și de acolo mașina s-a răsucit și m-a aruncat sub camion. Restul au intrat pe urmă unii în alții. Era pe lei pe jos. S-a acroșat de tir și restul toți a venit în spatele lor. Eram vreo 10-15 mașini care ne-am lovit. Era ceață? Da, era ceață, da. Toate mașinile praf. Ca prin minune, impactul nu s-a soldat cu victime. A fost rănit ușor un pasager dintr-un autoturism înmatriculat în Bulgaria. Testarea cu aparatul alcool test a indicat că niciunul dintre conducătorii auto implicați în evenimentele rutiere nu consumase alcool. Se continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea evenimentelor rutiere. Autoritățile au întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Din cauza accidentului, autostrada spre Vama Nădlac a fost închisă mai bine de 2 ore. Circulația a fost deviată pe DN7, vechiul drum spre Vama. Acolo, însă, benzile de ieșire din țară sunt reduse, iar în scurt timp s-au format coze kilometri întregi, spre disperarea șoferilor. Ne ține aici de 3 ore. Chiar nu este un lucru normal, după ce că n-avem autostrăzi în țară, ca să mergem omenește. Dezastros. De mult timp stați la Vama? De vreo 2 ore. De cât timp stați în Vama? De o oră. Cum vi se pare? Vi se pare normal? E normal, pentru România e normal. Pentru o zi de duminică infernal. În ultimele 24 de ore, prin punctul de frontieră situat pe autostradă, au ieșit 50.000 de persoane și alte 15.000 prin punctul Nădlac, pe DN7. Numai puțin de 20.000 de autovehicule au părăsit în total țara în acest weekend.